pregăteam să ies pe ușă copiii, să-i duc la creșă, a venit soțul meu și m-a împins în casă și mi-a pus cuțitul la gât. M-am țipat foarte, foarte tare în acel moment și am sperat că mă aude cineva dintre vecini să mă ajute. S-a întors într-o dimineață acasă și mi-a spus că o să mă lovească și a dat într-adevăr în mine până în momentul în care mi-a mutat nasul din loc. Am tras-o de păr, după care ea a căzut jos și a luxat mâna și pe aia am smuls, iar am băgat mâna în capul ei și am smuls părul din cap. Eu am lovit-o foarte, foarte grav în seara aia. Fiind abuzată noapte de noapte și supusă violului maritar, m-a determinat să am o discuție cu el serioasă și să-i spun că vreau să ne despărțim. În România, femeile nu sunt apărate de nimeni. Practic, ele singure trebuie să se apere. Femeile se trezesc singure față în față cu agresorul. Ce am trăit eu se poate numi trauma din patul conjugal. Și nu sunt singura care a trecut prin asta, sunt atâtea femei care trăiesc efectiv în pat cu dușmanul. Pentru mii de femei din România, cel mai periculos loc a devenit propria lor casă, unde intimitatea poate invoca o furie care poate exploda în violență domestică, poate declanșa o traumă sau poate lua o viață. Două treimi din atacurile violente împotriva femeilor sunt comise de o persoană pe care femeia o cunoaște. România se află pe primele locuri în Europa la capitolul violență domestică împotriva femeilor. Cele mai recente date ale poliției române arată că în 2022 au fost raportate peste 90.000 de cazuri. Violența de gen este una dintre cele mai răspândite încălcări ale drepturilor omului din lume și în România a devenit fenomen social. În primele luni ale anului 2023, peste 18.000 de români au comis fapte de violență domestică, iar numărul victimelor a trecut de 17.000. Sunt o victimă a violenței domestice, a abuzurilor fizice și psihice și acest interviu aș vrea să fie o dovadă de curaj și o încurajare în același timp pentru femeile care nu reușesc să iasă din această traumă, din acest chin și tumult al violenței domestice. Agresiune pentru care am sunat la 112 au fost agresiuni de violență fizică și psihologică. Am 22 de ani și am o fetiță de 4 ani jumate. În acest moment sunt într-un proces de divorț. Stau într-o locuință protejată și motivul pentru care am ajuns aici a fost pentru că soțul m-a abuzat și m-a agresat fizic și verbal și psihic. A venit carabinierii, poliția italiană, mi-a explicat că trebuie să mă aresteze. Mi-a prezentat mandatul de arestare pe 24 de ore. Între timp am anunțat-o pe soția mea, pe mama și pe tata, că sunt pe arest. Au venit a doua zi și le-am spus să aibă grijă de copii, de soții, pentru că eu de aici nu voi mai ieși. Eu eram conștient, aici mi s-a închis porțile. Ceea ce a declarat soțul meu este de ajuns, deci eu nu am ce să mai argumentez. Am fost nevoită să-mi înfrunt cea mai mare frică a vieții mele, frica de moarte. Atacul a avut loc când femeia ieșea din apartament împreună cu cei doi copii pe care urma să-i lase la creșă înainte de a merge la spital, unde lucrează ca medic rezident. S-a năpustit de pe scări, alergând, soțul cu un cuțit în mână. M-am împins înapoi în casă, am țipat foarte tare,
Am încercat să îl împing, să mă apăr cum am putut. Eu, dacă nu reușeam să smulg cuțitul de mână, în mod sigur nu mai eram aici. A venit soțul meu și m-a împins în casă și mi-a pus cuțitul la gât. Am țipat foarte, foarte tare în acel moment și am sperat că mă aude cineva dintre vecini să mă ajute. Dar el, deranjat de faptul că eu țip, a închis ușa ca să nu mă audă nimeni și a blocat ușa cu piciorul. Pentru mine a fost un șoc, am fost șocată total. Și l-am sunat pe soțul, care era la muncă, și i-am spus să vină de urgență acasă, că s-a întâmplat o nenorocire. Ne-a sfârșit inima. Când am aflat, eu n-am mai avut liniște deloc. Am fost într-o agitație permanentă. În momentul ăla, când am văzut că mi-a pus cuțitul la gât și am realizat că e ceva foarte grav ce se întâmplă, m-am lăsat în spațiu mic care l-aveam până în perete și l-am lăsat pe băiatul cel mic să alunece între mine și perete, să nu cadă jos, dar să pot lăsa în siguranță jos din brațe și geanta la fel să cadă de pe umăr. Și încercam din răsputeri să îi prind mâna cu cuțitul să nu cumva să facă ceva nesăbuit. Poate știți și din povestea lui Cristina, problema e că cel mare a rămas afară după ușă și mă bătea puternic în ușă ca să-i dea drumul. Cel mic era cu mama și a fost zvârlit deoparte, împins cu picioarele, dat la o parte cu o cruzime diabolică de acest individ ca să-și aducă la îndeplinire planul de a o pune în situația ca să nu mai vadă, să nu mai audă, să o paralizeze în scaun cu rotile, după cum mi-a promis de mai multe ori. Legile din România nu ne pot ajuta în dreptul ei sau al multor femei să fie protejate, pentru că sunt poate mult mai mulți agresori în libertate decât sunt în închisori. Polițiștii nu și-au făcut treaba. Cristina avea 4 dosare penale și la Suceava și la Iași și la Botoșani. Problema e că nu a mișcat nimeni niciun deget, din cauza că există prea multă comoditate. Am fost în birouri, am văzut, stau, beau cafele, povestesc. În acel moment în care eu vorbeam cu doamna de la 112, s-a năpustit peste mine și m-a trântit pe pat. S-a urcat cu picioarele pe mine și a început să mă înjunghie în zona feței. Am început să urlu foarte, foarte tare și am aruncat telefonul mai la distanță, cumva să nu mi-l ia și să nu oprească conversația. Să mă audă cineva și să mă salveze cineva, că mă înjunghie. Ar trebui niște legi foarte aspre, mai ales pentru agresori, în special pentru agresori. Și odată ce și-a încărcat un ordin de protecție, o singură dată ar trebui sancționat, nu tolerat, să lasă că mai o plângere și mai o plângere și nu. Executat rapid. A fost dorința soțului meu să se răzbune, într-un fel. A fost durerea și neacceptarea lui că nu mai vreau să fac parte din viața lui în felul în care a fost înainte. În prezent, bărbatul care și-a înjunghiat soția, cu care se află în proces de divorț, este în arest preventiv la penitenciarul din Botoșani. Procurorii au schimbat încadrarea juridică a faptei sale din infracțiuni de violență în familie în tentativă de omor. I-am acordat posibilitatea exprimării unui punct de vedere, dar acesta a declarat că nu dorește să comenteze.
Eu, ca și specialist, am constatat că 90% dintre victimele violenței domestice se reîntorc la agresor și cam 10% își doresc să meargă mai departe. Eu zic că merită și pentru acest 10%, pentru că sunt un exemplu pentru celelalte, că se poate, că viața înseamnă și altceva. Cum se ajunge la violență de la o palmă la un cuțit sau de la o palmă la ajunge să închizi pe cineva în casă? Poate fi un drum mai lung sau mai scurt, însă în momentul în care există deja niște semne de violență psihologică sau financiară, este deja un prim pas, iar asta aduce la alte probleme mai departe. În prezent, sunt medic rezident ortopedie pediatrică în anul 5 și nu mai e mult până termin rezidențiatul. Consider că viața mea de până acum poate fi un exemplu de curaj pentru multe femei care trec prin exact același lucru. Să le schimbe viața și a lor și a copiilor lor, care cred că sunt mulți. Cei care suferă, copiii nevinovați din cauza răbdării mamelor de a sta într-un mediu așa. Teama a existat permanent, pentru că mă amenința continuu că îmi voi pierde viața dacă încerc să mă despart de el. Că mă va băga în scaun cu rotile. M-a amenințat deseori că va face rău familiei mele, că ne va da foc, că voi fi ucisă, tranșată și tot felul de amenințări. Deci am trăit-o permanent, de asta a trenat această viață urâtă atâția ani. Nu am avut prietene. Martore la ce am trăit au fost fetițele mele. Într-o seară, chiar tot așa, eu adormisem și după câteva ore el m-a trezit, a tras de mine, de hainele mele și a spus că dacă nu întrețin relații cu el, o să meargă să se omoare. Înainte să ajungă situația aceasta, și eu și soțul meu ne-am iubit, ne-am luat din dragoste. Aveam vârsta de 17 ani jumate și am hotărât să facem un copilaș cu gândul că va fi ceva drăguț, frumos și aveam senzația că o să fie ca într-o poveste. Nimeni nu mi-a spus de fapt că realitatea este altfel și că să ai un copil este cu totul diferit decât vedeam în filmele de dragoste. La trauma din patul conjugal s-a ajuns încet, încet la agresivitate fizică. Când fusese un episod foarte agresiv, el mă împinsese și venisem cu capul de perete. Soțul Angelei se află în prezent la muncă în Spania. I-am solicitat un punct de vedere referitor la cele prezentate de soția sa, iar acesta ne-a declarat prin telefon. Da, ați îmbrâncit-o, ați lovit-o? Acum, da, acum un pic am îmbrâncit-o, deci am mers-o tipiu și am mers-o înapoi, deci n-am lăsat-o ca să cadă. Dacă m-am plecat acum 3 ani, nu i-am făcut nimic. M-am regăsit destul de greu în tabloul ăsta și am negat mult timp că aș fi o victimă. Teama de necunoscut și teama de eșec și teama de a nu mă descurca singură cu doi copii mici m-a ținut mult timp în starea în care eram și cumva nu mi-a dat posibilitatea să fac un pas mai în față și să-mi revendic drepturile. Am trăit în abuz toată viața pentru că și mama și tata aveau o relație complet disfuncțională. Am văzut bătăi în familia mea și pentru mine abuzul fizic era ceva normal. Știam că nu este sănătos să te bată, dar
în clipa în care m-a îmbrâncit prima dată, mi s-a părut că e ceva natural, că toți bărbații fac asta. Și atunci, din acest motiv, ajungi să îți alegi un partener care să te facă să treci cam prin aceleași emoții negative, evident, prin care ai trecut când erai copil cu părinții tăi. Și ajungi victima violenței domestice. Repet, nimeni nu se ocupă de femeile abuzate. Nu! Ele sunt date de colo-colo, chiar în cuprinsul legii 217/2003, să spună că se apelează la ONG-uri. Păi de ce să apelez la ONG-uri când eu am creat 1001 de instituții publice plătite cu bani publici care se ocupă de femeile abuzate? Șase femei pentru care viața în familie a însemnat un șir nesfârșit de scandaluri, lovituri și amenințări cu moartea, au acceptat să stea în fața camerei de filmat, să ne spună cum au devenit victime ale violenței domestice și cum, de dragul copiilor, de frică sau poate doar din neștiință, au suportat abuzul partenerilor de viață ani întregi, până să ia decizia să plece departe de agresor. Unele dintre ele și-au schimbat locuința, strada, altele s-au relocat în alt oraș, în altă țară, ca să poată duce o viață normală. Iar acum îndeamnă femeile să-și facă curaj să se desprindă de agresor și să le vorbească celor apropiați dacă trec prin astfel de traume. Au fost semne de la începutul căsniciei mele, numai că probabil din cauza vârstei fragede n-am știut să gestionez, nu am înțeles. Și atunci, din dorința de a avea o familie, am rămas crezând că lucrurile se schimbă pe parcurs. Am primit lovituri încă după 6 luni de la începerea căsniciei noastre. N-am înțeles pentru ce sunt și am crezut mult timp că le merit, așa mi-au fost explicate. Apoi lucrurile au continuat, abuzurile au continuat prin îngrădirea, în primul rând, a mea de familie, de prieteni, de apropiați. Mă vrea doar să fiu dependent de starea lui financiară. Cumva a încercat să mă condiționeze și mă folosească sau să mă țină ca pe un obiect personal. Și din cauza fricii lui, am avut o perioadă în care am stat acasă. Timp de 3 ani, cam așa, da? 3 ani. Ceea ce ar trebui să știe toate femeile din România, chiar dacă sunt victime sau nu, este că atunci când ajungi într-un centru de specialitate, indiferent că este în subordinea Direcției Generale pentru Protecția Copilului sau al primăriilor de județ, li se oferă absolut totul, de la hrană, produse de igienă, consiliere, plata taxei de la IML, servicii medicale, juridice, totul este gratuit și este în sprijinul lor. După ce am divorțat, am încercat să-mi refac viața. Am întâlnit un bărbat care mi se părea cel mai potrivit pentru mine și cu care pot să construiesc ceea ce n-am reușit împreună cu fostul soț. Era foarte entuziasmată, îndrăgostită. Mă simțeam foarte bine în prezența lui. Până când a început să facă crize de gelozie. Inițial îmi plăceau aceste mici crize, să zic așa, pentru că mă simțeam iubită și mă simțeam apreciată și mi se părea că dacă e gelos, mă iubește și e frică să mă piardă. Până când aceste mici crize tot luau amploare. De ce n-ai venit până la ora asta? Ce-ai căutat până la ora asta? Ce-ai căutat? Unde să te duci? Nu mai unde să te duci? Tu nu înțelegi că nu mai ai ce să caut aici? Și erau din ce în ce mai mari, din ce în ce mai urâte, din ce în ce mai el devenea agresiv.
că vii tu acasă. De când ați început să priviți acest documentar, o româncă a fost agresată. Din datele oficiale puse la dispoziție de poliția română la nivel național, în primele 4 luni ale anului 2023, numărul faptelor penale în domeniul violenței domestice a crescut cu 6,7% față de primele 4 luni ale anului trecut. Lipsa educației duce la perpetuarea violenței domestice. Așa că nu e de mirare că în România o femeie e bătută la fiecare 30 de secunde, iar la fiecare 5 zile, o victimă a violenței domestice moare. O nouă crimă oribilă readuce în spațiul public dezbaterea legată de eficiența ordinelor de restricție și soarta femeilor abuzate în familie. Directoarea unei grădinițe din capitală a fost înjunghiată mortal chiar în biroul ei de fostul soț. A lăsat în urmă 2 copii. Femeia ceruse ajutor de la autorități și avea foarte multe dovezi ale violenței la care era supusă. Nicoleta a fost atacată în jurul orei 12 când în grădinița din sectorul 2 erau 10 de copii. Soțul ei a intrat în birou și a înjunghiat-o, susțin surse judiciare. Apoi a sunat la 112. Niciun angajat al grădiniței nu ar fi văzut ce s-a întâmplat. Șocant e că polițiștii l-au găsit pe agresor în birou cu victima, aflată în stop cardiorespirator. Femeia a ajuns în jurul orei 13 la spitalul Floreasca, avea 2 plăgi înjunghiate, una dintre ele chiar în inimă. Starea ei era critică, medicii au decis să o ducă de urgență în sala de operație, s-au luptat să o salveze, dar din păcate inima ei s-a oprit pentru totdeauna în jurul orei 15. Cele mai dese motive invocate de către victime sunt dependența financiară de agresor, prezența copiilor în unitățile de învățământ unde și-au locuința și sau reședința și imposibilitatea integrării acestora într-un centru pentru victime din altă localitate și multe dintre ele îl iartă pe agresor în speranța că actele de violență nu se vor mai repeta. Guvernanții, în loc să inventeze 1001 de instituții care, practic, ar trebui să se ocupe de persoanele abuzate, ar trebui să lase o singură instituție care să se ocupe de persoanele abuzate, eventual 2, poliția și DGASPC-ul, atât. Și aceste 2 să ia legătura cu agresorul. Poliția are toate pârghiile necesare ca să ia legătura cu agresorul. Poliția are acces la baza de date a persoanelor. Poliția are acces la locuința persoanei agresate și a agresorului. Deci poliția este singura care poate face legătura între agresor, agresată și restul. De când a devenit tată, a fost așa bucuros puțin la început și după aceea a încercat să fugă de mine și de copil, adică se simțea deranjat pentru că spunea că nu este obișnuit cu comportamentul unui copil mic. Normal, un copil mic mai plânge, este și normal, pentru că așa se comportă până când crești mai mare. Și el se simțea deranjat de zgomot, el vrea liniște, vrea viața dinainte. Începe cu multă iubire, cu multă apreciere, există un moment la începutul relației, în general, când bărbatul se poartă cu foarte multă delicatețe, cu foarte multă grijă, dar de fapt este foarte mult control. Femeile interpretează de multe ori acest aspect ca un aspect de gingășie și de grijă, dar el este un control, de fapt. Fapta pentru care eu sunt privat de libertate este violența în familie, violența domestică. Am bătut-o pe soția mea. Eu sunt încălzesc, lasă-mă să mă încălzesc! Noi ne-am cunoscut în Italia. Ea este din Târgoviște, eu eram din Piatra Neamț. Primul an a fost totul roz. După care mergea tot timpul cu mine, cu camionul, plecam unii, mergeam eu, mergea și ea cu mine. La un timp, ea a început să rămână acasă. O zis că e foarte greu pentru o femeie să meargă camionul. Cam tot timpul se întâmpla ca eu să rămân o noapte pe traseu, în diferite orașe a Italiei. De acolo a început să fie ceartă. Știu eu când te duci, ba la farmacie, stai, ba la vecina cealaltă, ba dincolo, la parter,
Și acum, după ce am făcut fapta, eu mi-am dat seama că era și lipsa de comunicare între noi doi. În dimineața de 24 februarie, anul trecut, după discuții contradictorii și după o zi anterioară în care au fost foarte multe violențe, în care încă aveam scrum în păr și încă aveam răni sângerânde pe buze și îmi țiuia urechile de la loviturile primite. A venit soțul să mă cheme, am mers atunci în casă, copilul cel mic era împătuț, avea atunci 2 luni, copilul cel mare încă nu împlinise 2 ani și mi-a spus să fac bagajul să dispar din casă, că altfel face o nenorocire. Am simțit că vorbește foarte serios și ar trebui să-l iau în serios. Și ce s-a făcut teamă? Da. Povestea mea a început la 19 ani, când am cunoscut un băiat care era aproape de vârsta mea, care părea destul de blând și destul de bun cu mine, numai că ceea ce a urmat la câteva luni de zile după a dovedit că nu avea nicio treabă cu bunătatea și cu blândețea. Din cauza geloziei excesive, el, având în vedere, adică vrea să-i ofer foarte mult atenție, nu mă înțelegea pe mine că trebuie să-mi fac datoria și de mamă și de soție, dar nu pot, adică numai de soție, trebuie și de mamă să ofer atenție și copilului. Și tot timpul insista, adică să facem dragoste. Lui se părea că levit în sensul că aș avea pe altcineva. El așa credea. Dar ce v-a făcut să reacționați așa? Ea, după ce plecat, el a 2 săptămâni deja să umbla în palas cu iubitul. Lăsați ca să vă spun, deci după ani de căsnicire, deci nu au avut măcar un pic, nu știu cum să mai simt, băi, măcar să stau un pic singur sau... Dar mie mi-au mai spus persoane că ies doar de mult timp împreună. Momentul în care am început să mă salvez a venit cu conștientizarea faptului că ai mei copii sunt mai importanți decât partenerul și îs responsabilă pentru viața lor. Atunci mi-am dat seama că eu, ca să-i pot salva, trebuie întâi să mă salvez pe mine. Nu pot să mă sacrific pe mine și să îi salvez fiind rănită. În România, femeile nu sunt apărate de nimeni. Practic, ele singure trebuie să se apere. De ce spun treaba aceasta? Pentru că legislația dâmbovițeană a creat 1001 de instituții care să apere femeile și, de fapt, femeile se trezesc singure față în față cu agresorul, singure trebuie să iau o hotărâre, singure trebuie să ia hotărârea de așa manieră ca să nu încalce codul penal, pentru că altfel ele intră sub incidența codului penal, dacă îl omoară, dacă bagă cuțitul în el sau eu știu ce altceva se mai întâmplă, ferească Dumnezeu, ele, de fapt, nu dorind altceva decât să-și apere viața și să apere viața copiilor. Pentru că de foarte multe ori, în domiciliul în care se produc aceste traume, traumele se produc în fața minorilor. Minorii rămân traumatizați pe viață, minorii rămân traumatizați atât din punct de vedere al comportamentului lor față de societate, cât și față de o viitoare familie. Cel mai
dezumanizant act de violență care l-am perceput eu a fost cel în care eu eram aplecată să atât foc unor crengi, frunze adunate de prin grădină și el a aruncat benzină peste ele și cu toate că era voluntar la pompieri, știa oarecum implicațiile unui gest de genul, a aruncat un chibrit și a aprins. În momentul în care eu eram acolo aplecată și eram destul de aproape, încât benzina, după ce a făcut flamă, mi s-a aprins părul. Niciodată nu m-am gândit în viața mea să sufere atâta copilul meu. Pentru un soț. Nu se potrivește, nu se potrivește. Unul la o parte și unul la alta și gata. S-a rezolvat. Dar el totuși nu înțelege chestia asta, că el nu acceptă situația de a rămâne singur. El neapărat, el vrea cu orice chip, ea, dacă nu este cu dânsul, să nu mai existe. M-am panicat foarte tare, că a început să sfâre și nu știam cum să-l sting și am început să-mi dau cu palmele peste cap, am alergat înspre fântână. Era fântână acoperită, nici nu mai știam ce să fac mai repede. Și până la urmă, cu praful de pământ care l-aveam pe mâini, tot bătând așa, am reușit să sting. Faptul că am început să țip și m-am panicat, pe el l-a intrigat foarte tare și nu a sărit să mă ajute, ci a devenit violent. Să mă facă să tac, ca nu cumva să vadă vecinii toată scena, să nu cumva să audă cineva, să nu cumva să știe ce se întâmplă și alții. Atunci m-a prins de cap și m-a mușcat de buze până a început să curgă sânge și a început să mă lovească peste cap cu palmele. Din greutatea lor, la un moment dat, a început să-mi țiuie urechile foarte tare și a fost un șir de lovituri ajungând în casă copiii, unde au continuat și acolo în intimitate, până când și-a descărcat toată furia și a ajuns să se liniștească. I-am explicat că eu asta nu mai pot să tolerez, că eu am ajuns la un apogeu și dacă el consideră că nu poate să se abțină din a mă lovi, să se controleze de față copiii, atunci eu consider că ar trebui să o luăm pe drumuri separate. Iar răspunsul lui a fost că varianta asta pentru el nu există. Singura variantă este ca noi să ne despărțim doar prin deces. Ce împinge un bărbat să lovească? Adesea, o femeie care pleacă sau amenință că va părăsi o relație este declanșatorul. Alteori, actul de violență este motivat de fapte banale și interpretări personale. Da, recunosc că am mai lovit-o de 3-4 ori în decurs de un an de zile. Tot timpul erau geloziile. Mai am puțin timp la dispoziție să stau cu iubita mea soție. Pentru că eram tot timpul mai plecat de acasă, nu apucam să ajung seara să dorm acasă, mai dormeam pe unde apucam în camion și până asta ea spunea că eu rămâneam în altă parte. Am intrat în casă, a început să mi-aduc acuzii, deci am lipsit de acasă, moment în care ea m-a lovit cu o palmă. Trebuie să-mi spui exact ce s-a întâmplat, da? Exact. Exact, vreau să știu. Am tăcut din gură, am încercat să-i explic din nou că nu am putut să ajung. Am încercat să-i dovedesc cu telefonul, să sun pe cineva, chiar să-i dovedesc că eu am fost la muncă, n-am fost în altă parte. Aveam niște probleme cu nevastă mea și voiam să te dau să-i explici tu unde anume am fost noi alaltă ieri. După care a început să mă acuze din nou și în momentul ăla am început să o lovesc. Lasă-mă, mă lovesc!
Și cu forța a înțeles mai bine? N-a înțeles. În prezent, Iulian se află încarcerat la penitenciarul din Iași. I-am solicitat soției acestuia un punct de vedere față de cele prezentate, iar ea ne-a declarat. Au fost momente grele, dar o să trecem și peste asta. Cu siguranță, să vă ajute. Important e că suntem o familie unită și ne iubim și suntem foarte apropiați și ce a fost, a fost. Toți greșim. Încă de la bun început avea obișnuința de a-mi pune mâna în gât, de a mă strânge de gât și de a filma în timpul actului sexual. Deși eu nu eram de acord. Și partea asta că mă strângea de gât, mai mult o luam ca pe o joacă, deși nu era deloc a fiind o joacă. Și chiar aveam și dureri după ce mă strângea și am spus să oprească din a mă strânge de gât, pentru că nu e o glumă. Am încercat de mai multe ori să luăm legătura cu fostul soț al Danielei, dar acesta nu a vrut să-și exprime un punct de vedere. Majoritatea victimelor violenței domestice sunt aduse în centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice în fază critică. Aflate în dificultate, bătute, lovite, scoase din casă, deci nu vine nimeni că este foarte bine acasă și ar vrea să stea într-un centru. În centru de protecție a victimelor pentru violență domestică am fost acceptată pe baza probelor de la IML, adică pe baza certificării faptului că am suferit o violență. Majoritatea dintre ele nu sunt la primul abuz. Exemple foarte dramatice pentru noi, oamenii de rând. Și nu vorbim de abuzul emoțional sau cel financiar, vorbim de cel fizic foarte puternic. Mă încuia în casă, jobul care îl găseam trebuia să îndeplinească niște condiții impuse de el, să fie cât mai aproape de casă, să nu muncesc în weekend-uri. Va fi foarte greu să spunem când am fost închise în casă și atunci, de fapt, tu te afunzi pe un drum fără ieșire pentru că tu nu ai văzut că, de fapt, problema cea mai mare nu este că ai pățit ceva, ci faptul că nu cauți ajutor când ai pățit ceva. S-a întors într-o dimineață acasă și mi-a spus că o să mă lovească până în momentul în care o să-i recunosc faptul că l-am înșelat. Și a dat într-adevăr în mine până în momentul în care mi-a mutat nasul din loc și partea de aici s-a umflat. Și atunci probabil că s-a speriat, s-a oprit. Dar acolo s-au oprit doar loviturile, pentru că ce-a urmat a fost să scoată un cuțit de supat, era un cuțit foarte mare și să mi-l pună la gât, era un cearșaf alb pe care l-a luat și mi-a spus că cearșaful ăsta o să se facă roșu de sângele tău. Stai! Apoi m-a luat de păr și m-a dus în baie ca să văd și fața mea cum arăta și să mă văd și plină de sânge. Apoi am mai luat încă un briceag pe care nu știu când îl pusese în spirit medicinal. Briceagul era mai mititel și mi-a zis că o să mă ciopărțească cu el și o să mă arunce arunce bucățile din mine în cadă și pur și simplu o să mă scurg prin scurgerea de la cadă și n-o să știe nimeni de mine. M-a ținut 3 zile în casă, mi-a pus într-adevăr cheile pe masă, mi-a zis, uite, astea-s cheile, poți să pleci oricând vrei tu, dar știi ce urmează. Și oricum n-o să mă caute nimeni și oricum n-o să mă scape nimeni. Cred că după 3 sau 4 zile, în momentul în care începusem să mă învinețesc,
Mi-a zis să te duci acasă la maică ta până strec vânătăile și apoi o să vii înapoi să continuăm. Așa se explică de ce uneori deciziile par să nu fie suficient de raționale și să caute în mod repetat persoane cu anumite probleme care se producă în continuu aceeași suferință repetată. Motivul pentru care n-am plecat era frica mare pe care o aveam nu doar pentru viața mea, ci pentru faptul că amenințarea lui a fost cam așa: dacă tu îndrăznești să pleci, o să o pun într-un scaun cu rotile pe mama ta, o să-ți omor bunica. Am fost într-o zi la cumpărături și el s-a uitat pe culoar să vadă dacă este cineva, nu era nimeni. Și în momentul ăla a venit și m-a strâns de gât și mi-a întors gâtul pe o parte. M-am speriat foarte tare. Ideea era că în momentul în care el m-a strâns de gât, i s-au întors ochii foarte ciudat și am început să plâng. Ești tentat să abandonezi, pentru că prima instituție care ar trebui să se mobilizeze este secția de poliție. Atitudinea lor este una trist de descurajatoare, încă de când intri și deschizi ușa către ei. În momentul intervenției polițiștilor la cazuri de violență domestică, primul lucru pe care trebuie să-l facă polițistul este separarea victimei de către agresor și încercarea unei convorbiri în afara prezenței agresorului cu victima. Încă de la primele apeluri la 112 am observat că se deplasează foarte greu, pentru că în toată această perioadă am apelat de 4 ori la echipajele de poliție. Apoi, după ce s-au deplasat la domiciliu, am observat că există niște formulare pe care trebuie să le completăm și în urma cărora se calculează un scoring. Formularele nu sunt adaptate corespunzător cazurilor pe care le trăim. Deci încă de acolo treci cu impresia că nu o să ți se facă dreptate. Am observat de la început că este consumator de băuturi alcoolice, era amator. Și cele mai multe abuzuri și excese de violență se întâmplau sub consumul de alcool. Așa că într-una din zile, seara, după botezul celei mari, când ne-am întors acasă, a spart cu pumnul avizierul de la întreținere. Unul din elementele principale pe care le poate solicita partea agresată poliției este instituirea unui sistem electronic de alarmă pe care să-l poarte agresorul. Mulți agresori refuză și atunci poliția nu poate să-l monteze. În situația în care îl montează, atunci partea agresată, împreună cu întreaga familie, primesc niște telefoane speciale de la poliție care vibrează, declanșează alarma în clipa în care agresorul se apropie la o distanță mai mică decât distanța pe care a indicat-o fie poliția prin ordinul provizoriu, fie instanța de judecată prin ordinul pe care l-a confirmat. În situația în care încep să zbârnie telefoanele și te scoală din morți, cum s-ar zice, atunci o trupă specială a poliției intervine imediat și agresorul este neutralizat. Apoi ajunge în secția de poliție, unde este o atitudine superficială, impresia că ai ajuns în parc. Ești neluată în seamă, ești luată în râs, ești încurajată să te întorci acasă, să ți retragi plângerea, să... Ești încurajată să abandonezi. Brățara electronică se pune de puțin timp. În situația în care nu se pune brățara electronică, situația este foarte complicată. Pentru că agresorul se apropie de partea agresată. Partea agresată se duce la poliție și anunță, dar nimeni nu ia niciun fel de măsură. Repet, toată lumea cere probe. Bună, că nu știu ce-ți fac! M-ați îndurat să te ascult! Nu poți sta cu telefonul să înregistrezi non-stop. N-ai cum. Te afli pe stradă, ai sacoșe de la piață în mână. Mai ai un copil pe care îl duci după tine, îl iei de la grădiniță.
Tu nu poți să trântești sacoșele în stradă, să lași copilul din mână să fugă, ca tu să-l filmezi, să-l fotografiezi sau să-l înregistrezi pe agresor. Nu se poate așa ceva. Era frig, da, și chiar eram în tricou și fără șlapi, în șosete, așa am ieșit. Fetița dormea, numai băiețelul era treaz și-o venit și mi-a adus ceva să mă încalț. El nu și-o mai dat seama că mi-e frig să mi-aduc ceva din îmbrăcat, dar mi-a adus ceva din încălțat și după aceea el s-a dus în casă. Și eu am rămas la poartă, el în timpul acesta, eu am dat să intru, să vin la copii, o scos lopata și-o zis că dacă dau să intru în curte, vrea să mă lovească cu lopata. Eu eram panicată. În cele mai multe cazuri sunt martorii lovirii. De multe ori chiar copiii sună la poliție ca să intervină pentru că nu mai suportă ceea ce se întâmplă. Și preiau niște roluri pentru niște vârste foarte fragile care nu trebuie să existe în viața lor. Își preiau rolul de mamă, își preiau rolul de apărător. Deci ne surprinde ceea ce se întâmplă. Iar ele nu mai au puterea să lupte. S-au acomodat acolo, că așa e viața, că trebuie să meargă înainte. Și atunci când ajung într-un centru de specialitate, noi avem un scop foarte clar. Chiar dacă nu vor ajunge să se rupă complet de abuzator, măcar să aibă un termen de comparație, cum poate fi viața normală, în liniște, în pace, să nu te trezească nimeni noaptea să te dea afară, să ai ce mânca, să ai căldură, să ai consiliere, să ai sprijin. Gândiți-vă că în România persoanele abuzate sunt cu miile. Cu miile. Tu nu ai locuri pentru toate aceste persoane. De aceea stau cu abuzatorii. De aceea femeile sunt bătute, nu au unde pleca. Mare parte a femeilor provin din familii sărace. Sunt femei care trăiesc în mediul rural. Sunt femei cu mulți copii, sunt femei neșcolarizate, sunt femei care nu au bani, sunt femei care n-au o familie pe care să se sprijine. Ori aceste femei fie sfârșesc în situații de dezumanizare totală, în sensul că rămân fără dinți, sunt maltratate până la epuizare, sunt abuzate sexual de față cu copiii, sunt abuzate fizic de față cu minorii, nimeni nu intervine pentru că le e frică de abuzator. Ori în situația asta, poliția ar fi cea care ar fi îndrituită să vină și să ajute persoana agresată. Sunt persoane care sunt dependente, imatur, infantil de agresor, care își imaginează că în lipsa acesteia nu vor putea să-și refacă viața și de asemenea trăiesc un abandon, o teamă de abandon, pentru că li se pare că relația cu agresorul și manifestările de afecțiune ale agresorului, așa distorsionate cum sunt singurele pe care le-ar putea trăi în viață. Când ieșeam la cumpărături, mereu avea, ceva de reproșat, că te-ai uitat la ăla, că ăla s-a uitat la tine. Toată cearta asta de la nimic, deci nici nu mai vroiam să ies din casă, nici nu mai vroiam să mă uit la semafor când verde sau când e roșu. Stăteam doar cu capul plecat ca să nu creadă el că mă uit după alți bărbați. La abuz s-a ajuns în momentul în care el a venit acasă. A fost o perioadă ok, timp de o lună, două. După care a început să mă folosească ca pe un obiect sexual. Ca să vă explic mai exact, el se uita aproape în fiecare seară și nu exagerez, la filme horror și porno. După care, pur și simplu, venea și mă folosea ca pe un obiect sexual fără să-l intereseze starea mea de spirit, felul în care mă simt și mai ales că alăptam copilul.
Atunci când constați ca și femeie că există sau a existat un semn de violență psihologică, financiară sau chiar fizică, acela e momentul în care trebuie să cauți ajutor. Faptul că nu, că tolerezi ce s-a întâmplat și că spui că poate mâine o să fie bine sau dacă tu spui ok, mâine o să fiu mai cu minte sau o să fiu mai supusă, asta nu va face ca celălalt să nu fie violent cu tine. Asta este o iluzie, este o minciună. Într-o zi începusem la fel să ne certăm, fusesem eu undeva de am avut de rezolvat cu niște documente și el nu credea că în ziua aceea am fost acolo. Bună! Bună! Unde ai venit? La primărie, să rezolv dosarul copilului pentru autism. Și l-ai rezolvat și pe primar? Și a început într-una să mă agreseze, să-mi pună mâna în gât, să zică unde ai fost, unde ai fost, de foarte multe ori același cuvânt. Și eu i-am spus, uite, am mers în cutare loc să duc documente. Uite, dacă nu crezi, mergi și tu mâine cu mine. Că mâine trebuie să le duc, mergi și tu cu mine. La care el o spune, nu te cred. S-a dus afară, a început să fumeze o țigare. În timpul acesta, eu am luat telefonul pe furiș și am sunat la un echipaj de poliție. Alo? Am o problemă. Și ați dat-o afară din casă? Așa nu cum... nimic, au plecat. Eu m-am dus la muncă și au plecat. A doua zi au plecat. Dezăveniți. Să vreau să punem în ghilimele, că am fost să devină acum. Dacă m-am plecat acum 3 ani de acasă, nu i-a făcut nimic. Deci nu i-a făcut pur și simplu nimic. Că m-a plecat cu... M-a plecat oară. Am întrebat-o pur și simplu, păi unde ai fost? Dar și te interesează. Dar ăsta e răspuns? Eu cred că nu e răspuns. Și ca să înțelegeți... Eu, doi copii care am, unul dintre ei, fetița, este diagnosticată cu autism. Eu mergeam la terapie cu ea și ea avea nevoie de liniște, nu de agresivitate. Polițiștii au dat un ordin de protecție și au mai zis încă o dată, luați-vă, liniștiți-vă și au plecat. La un timp, nu a durat mult timp, cam 10 minute, un sfert de oră să fi fost maxim. A început o iar de nou, a început să-mi zic la fel, cuvinte jignitoare. M-a luat de mână și m-a scos direct afară. Afară, nici în curte măcar, direct la poartă am stat în drum. Mai țineți legătura cu ea, cu copiii? Păi, problema este că eu, iar când am plecat, m-a pus ordine direct 5 luni. N-am avut voie ca să văd copiii. După asta, 5 luni am sunat-o și am spus că vrea să-i pun lunar câte 200 de euro pentru copii, ca să na, că-mi pas de copii, că sunt copiii mei. Și am spus că nu are nevoie până nu se stabilește asta cu pensii alimentare, până ce nu se termine divorțul. Eu acum ce pot să fac? Eu am vrut să-i pun bani, am spus că nu are nevoie, apoi eu nu se vin. Din punctul meu de vedere, există legi pentru apărarea femeilor, mamelor, femeilor abuzate. Dar se respectă? Dar nu se pun în aplicare. Nu se respectă. Cu toate ordinele de protecție, e destul de frustrant să te lupți cu morile de vânt, să încerci să găsești tu ferestrele în lege prin care să poți să-ți câștigi libertatea, să poți să te protejezi cât de cât. Prin ordinul de protecție, persoana agresată poate solicita fie evacuarea agresorului din locuință, fie emiterea ordinului ca agresorul să păstreze o distanță față de persoana agresată, 50 de metri, 100, 200, 500 de metri, poate și mai mult, depinde, să nu mai fie urmărită la serviciu. De asemenea, se mai poate solicita instanței dacă persoana agresată este obligată să-și ia un apartament cu chirie, agresorul trebuie să-i plătească chiria. Nu a respectat niciunul din ordinele de protecție. Până în prezent, după toate plângerile semnalate cu încălcarea ordinului de protecție, nu s-a întâmplat nimic.
Încălcarea unui ordin de protecție sau al unui ordin de protecție provizoriu constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Încă de la primul apel către 112, echipajele se deplasează cu greutate, sunt superficiali, au o atitudine arogantă. După atâția ani de abuz, ne-am mutat în Iași și lucrurile au început să degenereze din ce în ce mai tare. Eu crezând că o să se schimbe în bine, dar nu a fost așa. El m-a agresat în fiecare seară și a fost nopți în care m-a scos afară la 3. Vecinii au auzit, o vecină chiar a țipat și a spus să ne liniștim, să ne calmăm, că aude tot timpul copilul țipând, pe mine țipând. I s-a atras atenția, dar el nu a schimbat nimic. Începea să mă verifice la orice pas, nu mă mai lăsa să muncesc, să am un job, să fiu independentă. Și atunci, ușor, ușor, a început să devină posesiv pe viața mea. Pur și simplu, nu aveam acces la telefon. Aveam un telefon care era parolat de el, doar el știa parola. Eu aveam acces doar să răspund la acel telefon, nu puteam nici suni sau nimic. Îngrădirea a căpătat cote uriașe. Programul meu era foarte bine stabilit. În momentul când ajungeam la servici, anunțam telefonic. Când plecam de la servici, anunțam telefonic. Agresorii adeseori folosesc izolarea socială pentru ca victima să nu poată comunica în exterior, sunt buni manipulatori, amenință victima și o transformă într-o persoană izolată, marginalizată, care ajunge să vadă lumea cu ochii abuzatorului. Atunci când ea își interiorizează perspectiva agresorului, se întâmplă exact acest lucru. Justificările agresorului devin propriile ei explicații pentru ceea ce se întâmplă. Neavând prieteni, rude, nimic aici în Iași, eram singură, doar eu cu el. Eu sunt basarabeancă, sunt venită din Republica Moldova și toate cunoștințele și prietenii și rudele sunt acolo. Nu aveam pe nimeni aici. Și atunci chiar eram dependentă de el. Și la un moment dat începea să zică el că a uitat că m-a încuiat pe din afară și a luat cheia cu el. Adică practic mă încuia în casă, el pleca la muncă, eu rămâneam toată ziua încuiată în casă. La trauma din patul conjugal s-a ajuns încet, încet la agresivitate fizică. Fusese un episod foarte agresiv, el mă împinsese și venisem cu capul de perete. A spus că nu-i, ce te panichezi așa, că nu-i ceva grav, sunt alte femei care îndură mult mai multe și nu se plâng și stau lângă soțul lor. Unde vrei să mă duci? Termină! Ești nebun! Violența domestică este o problemă serioasă în România, atât în România cât și la nivel mondial. Este o problemă socială gravă care afectează atât viața de familie, cât și anturajul familiei. La fiecare 30 de secunde, o femeie devine victima violenței domestice. După ce m-a înjunghiat în zona ochiului drept, exact aici, în zona asta unde simt cumva cea mai adâncă cicatrice care este vizibilă, a început să-mi curgă sânge în ochi și să nu mai văd bine pe partea asta, pentru că eram întinsă pe spate, el era deasupra mea. Și m-am luptat cât am putut să mă întorc cumva și să nu îl las să mai facă răni asupra feței. Știam că el mi-a promis că o să îmi scoată ochii întâi, ca după aceea să mă mutileze și să sufăr până ajung să mor de tot. Și cu
cumva am reușit din reculul saltelei de la pat să mă împing și să mă răsucesc sub el. Și m-am întors pe burtă și am pus mâinile deasupra capului, dar el m-a împins cu mâna de după cap și am fipt cuțitul în zona coloniei cervicale. Până da de os. După traiul acestei vieți și după traumele din patul conjugal, teama cea mai mare este că îți poți pierde viața oricând, că copiii tăi își pot pierde viața, că familia și apropiații își pot pierde viața și cumva îți pui pe umeri tu aceste remușcări. Ai impresia că din cauza ta se poate ajunge la aceste pierderi. Atunci eram moleșită, eram slăbită, dar auzind copiii urlând pe lângă el și lovind cu jucării în el și cu disperare încercau să-l facă să se oprească, am dat seama că pentru ei absolut orice gram de energie mai zace în mine trebuie să-l pun în mișcare. Și cu toată forța care mi-a dat-o Dumnezeu, m-am împins cu picioarele în mobila de lângă și l-am împins cumva și mi-am scos mâna și am încercat să-i împing mâna, să-i scot, să-l fac să scoată cuțitul din ochi. Ca un gest așa, că dacă totuși nu a reușit să-și ducă gestul până la capăt, a încercat în momentul în care retrăgea cuțitul să facă o mișcare prin care să scobească, să scoată, să mă lase fără ochiul stâng. Colega noastră, o pacientă în vârstă de 33 de ani, a ajuns policontuzionată prin agresiune, cu o plagă înjunghiată la nivelul globului ocular stâng, mai multe plăgi înjunghiate la nivelul coloanei cervicale, superficiale plăgile, contuzii toraco abdominală. Femeia a avut ordine de protecție pe care bărbatul le-a încălcat de mai multe ori. Victimele nu pleacă pentru că în relația intimă cu agresorul nu există doar momentele de violență, ci și o serie de momente normale, firești, inclusiv pozitive, pentru că există o toleranță foarte mare în mediile familiale, în societate, față de violență. Mă amenința într-un fel și îmi spunea, până la urmă, dacă nu-mi convine și nu încerc să mă spun dorințele lui, eventual casa aia lui, o să-mi fac bagajul și să plec la mama. Dar copilul să-i rămână lui, fără copil. Așa îmi spunea la început, când aveam fata. A venit cineva de la poliție și mi-au zis că știi despre ce vorba, trebuie să mergi cu noi, să te ducem la curtea de apel Bacău, pentru că ți-a venit mandatul de arestare din Italia. Eu eram conștient, aici mi s-a închis porțile. Ce a declarat soțul meu este de ajuns, deci eu nu am ce să mai argumentez. Sunt de acord cu el și aștept să vină acasă și a dat tot. Dumnezeu să ne ajute. Am primit pedeapsa de 2 ani și 9 luni la... Cum a rămas la mandatul de suspendare, mi l-au dat în executare. Cât mai ai până te eliberezi? Până să mă eliberez, mai am o săptămână, circa o săptămână, până în comisia de eliberare condiționată. Și termenul va fi în 2024, luna lui iulie. Sfatul meu pentru toți bărbații, atunci când se enervează, să iese afară, să fumeze o țigară, după care să se calmeze, să intre în casă, să încerce să comunice. După ce am fost externată din spital, m-am întors la un loc de refugiu pentru mine și cel mai scurt drum este prin cimitir. Și am traversat cimitirul și am avut așa un moment în care am realizat că sunt
foarte multe morminte cu coroane proaspete și cu tablouri funerare. Și mi-am dat seama că putea să fie tabloul meu, putea să fie coroanele mele, puteam să fiu eu la 2 metri sub pământ. Și doar mulțumită lui Dumnezeu sunt astăzi aici și pot să vă povestesc. Nu treacă nimeni prin ce am trecut noi. Și de asta dorim, din toată inima, ca în Parlamentul României, să se dezbată legi clare, legi în favoarea mamei și copilului, ca să nu se mai întâmple niciodată așa ceva în România. Copilul ăsta nu este fericit. Cum este? Trist? Mm-mm. Este un copil trist, da? Hai să vedem. Copilul este fericit? Este un copil fericit, uite. Da. După ce am ajuns în centru, am putut să fac și un ordin de protecție ca să avem siguranța că nu ne urmărește, nu poate să ne facă niciun rău. După care ne s-a oferit o locuință protejată, mie și fetiței mele. Acum suntem în regulă. Avem tot sprijinul și ajutorul din partea fundației. În căutarea unui dram de dreptate, în acest proces a fost nevoie de mulți bani ca victimă, să plătești un avocat, să faci toate demersurile legale și m-am lovit de multe bariere. Și dacă aș fi fost fără niciun ajutor din partea părinților, nu m-aș fi descurcat. Ar trebui să existe un număr de telefon tel verde mai scurt, care să poată fi memorat de persoanele care au avut antecedente. De foarte multe ori, în România, acest tel verde are 13 cifre, de nimeni nu-l reține. Degeaba l-avem. Dar e de reținut un alt aspect. În situația în care ești agresată, de multe ori nu-ți găsești telefonul. De cele mai multe ori abuzatorul ți aruncă telefonul. Deși mai multe ori ți-l distruge, îl calcă în picioare sau, nu știu, l-aruncă în closet și trage apa după el. Sau pur și simplu o se aruncă geanta pe geam unde aveai telefonul și tu nu mai ai niciun număr de telefon. Vedeți dumneavoastră, în România nu există spirit civic. Dacă vecinii ar auzi că tu ai țipat, că tu ai cerut ajutor, atunci normal că ar veni la ușa ta așa, sau ar suna ei direct la poliție ca să vină și să intervină poliția. Cred că ar ajuta să fie legi care să fie votate în privința acestor situații, ca femeile să poată să se adreseze unor birouri speciale, fără să fie nevoie de foarte multă birocrație. Am primit recomandarea să iau legătura cu o doamnă deputat care inițiase o lege în modificarea ordinului de protecție să fie de la 6 luni la 12 luni. Și în situațiile în care este încălcat ordinul de protecție, se primească asistență judiciară gratuită pentru victimă și la următoarele termene, nu doar la termenul inițial. Și astfel am luat legătura cu cei din Camera Deputaților și povestea mea a avut impact
în sensul în care a fost votat în unanimitate. Legea privind ordinul de protecție a intrat în vigoare în iulie 2023. Proiectul a fost o inițiativă comună a Ministerului Justiției și a Ministerului Afacerilor Interne și a fost aprobat de Parlament. Ordinul de protecție, care era limitat și se referea doar la victimele violenței domestice, va putea fi extins până la un an și se va aplica la orice formă de violență, indiferent de relația care există între victimă și agresor. Victima va fi protejată indiferent de cine este agresorul. Prin legea 240 pe 2023, atât a făcut această lege, a mărit termenul de la 6 luni la 12 luni. Părerea mea ca specialist este că nu o să ne ajute mult. Și am să vă spun practic de ce. În cazurile pe care eu le-am avut, la primul ordin de protecție, instanța de judecată mai mult de 2 luni nu acordă evacuarea agresorului din imobil. Te duci în apel, îți reduce la jumătate. De la acordarea ordinului de protecție provizoriu până la terminarea judecării apelului, se consumă mai mult de 1 lună de zile. Da? Se consumă mai mult de 2 luni de zile. Da? Și vine agresorul acasă, da? Și o ia la bătaie. Cu și mai mult spor. Pentru că, ia uite, m-ai reclamat, uite că am fost dat afară. Eu nu știu ce se va întâmpla mai departe după ce se va expira ordin de protecție și aștept să stabilească ceva concret ca să nu stau cu teamă. Nu ar trebui o victimă a violenței domestice să fie lăsată să lupte singură și să ajungă la acel prag emoțional în care să-și piardă cumpătul. Asta pentru că autoritățile nu răspund la timp, nu iau măsuri la timp. La mine, al doilea ordin de protecție stipula cum că orice încălcare va fi sancționată cu reținerea. La nicio plângere din cele făcute pe perioada celui de-al doilea ordin pentru încălcarea lui, nu s-a dispus reținerea. Și atunci, cu ce ne luptăm? Asta ar trebui să fie limita, în care nu ne înțelegem, ne dăm mâna, ne vedem de drum de viață mai departe. Violența nu e o soluție.